Salutări, prieteni! Vă mărturisesc că mi-a fost întotdeauna greu să înțeleg și să accept că după îndelungi eforturi și numeroase sacrificii, viața îți poate nărui visele într-o clipă. Și totuși, astfel de situații există, iar Cristian Filip știe despre ce vorbesc. Silitor de fel, tânărul de 15 ani din Brăila a intrat primul pe listă la liceul pedagogic, iar prima zi de școală nu părea să ascundă decât emoțiile firești ale întâlnirii cu noi colegi și profesori. Nu a fost însă doar atât. I s-a făcut rău și a ajuns de urgență la spitalul județean, unde medicii au spus că are o răceală la plămâni. Pentru orice eventualitate l-au trimis la spitalul de pneumoftiziologie, de unde a fost direcționat mai departe către spitalul Grigore Alexandrescu din București. În capitală, Cristi a primit un diagnostic pe care nimeni nu vrea să-l audă. Cancer. În termeni medicali exacti, sarcom Ewing. Doctorii din România nu i-au dat multe șanse de supraviețuire, dar părinții băiatului au apelat și la cei din Turcia. La spitalul Acip Adem din Istanbul a primit o șansă și un preț, 100.000 de euro. Părinții au vândut tot ce au putut, s-au împrumutat și au cerut ajutor din toate părțile și astfel au reușit să plătească operația prin care a fost înlăturată tumora malignă din plămânul lui Cristi. Din păcate, efortul lor nu a fost suficient, deoarece timp de un an tânărul trebuie să urmeze ședințe de chimioterapie. Fiecare dintre ele înseamnă 10.000 de euro, un cost enorm pentru o familie care deja a dat totul. Singura șansă pe care Cristi Filip o mai are acum suntem noi. Un simplu SMS trimis la numărul 8832 cu textul Cristian i-ar putea reda viitorul luminos pentru care a învățat și la care speră acum cu toată puterea. Cu doar 2 euro putem deveni eroii care îi vor salva viața. Nu uitați, Cristian la 8832 de pe orice telefon din rețelele Orange, Vodafone și Telecom. De asemenea, alte donații pot fi făcute prin card bancar, PayPal sau contract de sponsorizare pe site-ul nostru salvează-o-inima.ro.